Județele Ilfov, Giurgiu, Prahova și municipiul București fac obiectul a 16 percheziții pentru a aduce la audieri 13 persoane suspectate de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări. Perchezițiile au loc simultan și se pare că persoanele vizate dețin mai mult de 10.000 de țigarete în afara întrepozitului fiscal și sunt acuzate și de evaziune fiscală. Acțiunea de documentare și probarea activității infracționale a grupului organizat s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al ofițerilor Direcției Generale de Informații și Protecție Internă.